Curtea de apel Craiova a decis că Marius Oprescu nu este vinovat de accidentul produs în 2013, în urma căruia un căruțaș a murit. Sentința vine după ce anul trecut și judecătoria Slatina l-a achitat pe președintele Consiliului Județean. Respinge apelurile ca nefondate, cheltuielile judiciare, inclusiv onorariul avocatului din oficiu, rămân în sarcina statului. Definitivă, pronunțată în ședință publică, a decis în această după-amiază Curtea de Apel Craiova. Marius Oprescu a fost cercetat pentru ucidere din culpă după ce mașina pe care o conducea a lovit o căruță nesemnalizată. Căruțașul, care suferea de mai multe boli, a murit la mai bine de o săptămână de la accident.